Pentru această seară ne este rânduit subiectul Grâul și Lumina. După cum bine ați văzut, cele două elemente rezistă împreună. Iar dacă de-a lungul vremii s-au găsit oameni și oameni ca să încerce să facă curățenie în anumite sectoare ale bisericii, țin să vă reamintesc că strategia nu este a lui Dumnezeu. Curățenia pornește din interiorul inimilor. Dacă vom privi peste valurile de persecuție care au venit peste biserici, peste toți oamenii lui Dumnezeu care căutau fața Lui, veți vedea că cei mai mari reformatori din istoria bisericii au fost prinși și smulși, rupți și aruncați cât colo. Diavolul nu știa un lucru, că sămânța deja era coaptă și cădea în locuri deosebit de fertile. Iar ei se mulțeau din ce în ce mai mult. 12 valuri de persecuție în primele secole. 12 valuri de persecuție. Și acest grâu era împrăștiat. Poate că te întrebi, mai avem un astfel de exemplu în istoria biblică? Sunt. Mai sunt exemple. Diavolul are o strategie extraordinar deșineată, după cum veți vedea încolo. Atunci, înainte de a se naște Moise, preocuparea lui era fantastică de importantă. Căuta pe Moise, nu știa care-i. Dar era sigur că dacă tot smulge din toate părțile, până la urmă, uitatea nimerește. Alt exemplu. Omul, Dumnezeul, Iisus Hristos. Un plânset s-a auzit în Rama. Mulți copii au pierit în acea vreme. Căci diavolul știa precis, cu o precizie extraordinară, să scoată tot ceea ce este nevinovat. Niciodată diavolul nu va avea strategia lui Dumnezeu, dar nici Dumnezeu nu are ca diavolul. Să fie clar și lămurit lucrul acesta. Cele două împărății n-au nici una în cealaltă. Nici noi nu avem dreptul să ne amestecăm în astfel de strategii. Curățenia se face în lăuntru blidului, spune Domnul Iisus Hristos, iar partea din afara blidului va fi curată de la sine. Mai mult, poate că se vor găsi printre noi, cei ce ne ascultă, cei ce ne vizionează. Vor fi oameni care să spună, Domnul meu, numai noi vom fi mântuiți. Domnul meu, numai la cultul nostru se află vindecare. Domnul meu, numai noi. Mare înșelăciune. Pune diavolul în inimile oamenilor să spună așa. Am să vă spun un lucru. Numai la Iisus Hristos este vindecare. Te mai mir din ce cauză s-a înmulțit așa de mult această neghină. Și din ce cauză pătrunde cu așa forță, inclusiv în casele de adunare. Nu spun biserică. Biserica lui Hristos este una clară și aceeași. Grâul. Grâul este biserica. Și n-ai voie niciodată să spui, Doamne, păi ce-am văzut în biserica aia fantastic? Băi, iau-mi, iau lucrușoarele, jucările și mă duc în altă parte când văd cu doi ochi. Și mai calci și alte spice de grâu care sunt proaspete pe lângă și mai calci peste tot că ție îți face impresia că n-ai dreptate. Așteaptă vremea. Așteaptă vremea coace, fratele meu și soră dragă. Va veni vremea când Dumnezeu îți va face dreptate. Și îmi va face dreptate. În Ioan, capitolul 12, versetul 24, cuvântul Domnului rostește lămurit. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multă roadă. Cine își iubește viața o va pierde și cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. După cum am văzut, toate valurile de persecuție care vin peste creștinătate comportă, conțin în sine peste celălalt în care intră sămânța Domnului Iisus Hristos
această capacitate și disponibilitate ca la rândul ei să meargă, să accepte, să fie însămânțat. Astăzi, dintr-o virgulă, dintr-o scamă, dintr-o nevoie, dintr-o greșeală, se aprind niște flăcări imense. Oamenii nu mai sunt în stare să se iartă unul pe altul. Să se iubească așa cum El ne-a iubit. Este posibil așa ceva? Am să vă spun un lucru pe Scripturi. Când stai ascuns în mânia ta și nevoile tale, acolo spune Scriptura, sunt tot felul de fapte rele și ascunse. Acolo este firea pământească și omul încă n-a cunoscut nașterea din nou. Grâul rămâne de fiecare dată neschimbat, ne spun agricultorii. Chiar dacă la un moment dat vei putea spune, domnul meu, nu-i nicio diferență între greu și neghină. Cresc, după cum tot ei ne spun, foarte, foarte asemănător. Și o prăzdicea deavului a fost de a arunca această neghină peste noapte și să plece, dar te întreb unde a plecat. Găsesc de Mântuitorul în această pildă și îl găsim împreună. Treci! După aceea. Păi, Doamne, ocovul este sfărâmat, e plin de neghină. Ce se întâmplă? Erau acolo, după un timp anume. Se îngrijeau de ocor. Atenție! Domnul Iisus Hristos nu pleacă nicăieri, frații. El este lângă ogorul lui. Problema este că un vrăjmaș a semănat neghina. Când? Cum? Vom vedea. Trebuie să înțelegem un lucru, că acest bob de grâu, acest binecuvântat dar de la Dumnezeu, are o capacitate de rotire maximă. Ni se mai specifică și în alte pilde, că nu-i nimica mai puternic și mai atrăgător ca și el. Atracția este făcută deopotrivă pentru toate ființele umane, fără nici o diferență. Când citești pe John Wesley, spre exemplu, vei vedea darul lui Dumnezeu, al Duhului Celui Preanalt, descoperindu-se printre amerindieni. Când vei citi alte și alte mărturii misionare, vei vedea și vei înțelege puterea lui Dumnezeu fără nici o distinție de atracție față de toți oamenii. Iată ceea ce spune Domnul Iisus Hristos în Ioan, capitolul 12, versetul 31 până la 33. Acum are loc judecata lumea acestea. Acum stăpânitorul lumea acestea va fi aruncat afară și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Vorbind astfel, arăta cu ce fel de moarte avea să moară. Doamne Iisuse, fă lumină în inimile noastre. Fă-ne să înțelegem că misiunea la care Tu ne trimiți este pentru toată lumea. Nu este pentru un cult, nu este pentru o sectă, nu este pentru o religie, este pentru toată lumea. Această atracție, acest bob de grâu care ajunge în dumneata, te va schimba într-un mod extraordinar și vei înțelege că trimiterea ta și trimiterea mea este pentru toată lumea, indiferent de concepție, de culoare și de alte aspecte. În toată această minunată lucrare nu mai era absolut nimic de adăugat și trebuie să înțelegem clar, căci a treia zi Iisus Hristos învie. Deci ea se împlinește, forța de atracție este maximă, totală, iar diavolul vine cu prima sămânță. Haideți să o recitim să vedem cum arată. Matei, capitolul 5, rectific, Matei 28, versetul 11 până la versetul 15. Pe când se duceau ele, au intrat în cetate. Unii din străjeri și-au dat de veste preoților celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat, au dat ostașilor mulți bani și le-au zis, spuneți așa, ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam noi și l-au furat. Și dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorilor, îl vom potoli noi și vă vom scăpa de grijă. Ostașii au luat banii și au făcut cum i-au învățat și s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de azi. Iată cealaltă putere a neghinei. Acelui rău, a Evangheliei, între ghilimele, acelui rău, a întunericului.
Și astăzi găsești rămășiții. Și astăzi găsești această poveste minciună, fără nici măcar un gram de adevăr. În Israel. L-au furat. O poveste între ei. Un simplu profet l-au furat. Gândește-te că aceasta a fost prima sămânță vizibilă. Apostolii ne amintesc și ne spun de fiecare dată. Curățenie, curățenie și iar curățenie înăuntru bisericii. Dar nu numai înăuntrul exteriorul care se vede, ci în interiorul inimilor noastre. Degeaba pompezi bine și îl faci exteriorul tare fain, exact ca sub obroc. Îl pui la punct tot. Îl peticești, îl colorezi. Și interiorul rămâne stricat și plin de tot soiul de găuri. Doamne, vindecă interiorul nostru prima-și dată. Iar celălalt exteriorul va fi curat de la sine. Minciuna, deci, după cum am văzut, are o viteză mult mai mare de propagare în ogorul lumii decât adevărul, decât buna rânduială și decât faptele nobile. Spre exemplu, dacă cineva face un bine, poate că se va afla. Dar ia să facă cineva vreun rău. De la un capăt până la celălalt în Arganda se va afla în aproximativ 24 de ore. Baza, suportul. Iar după cele 24 de ore apar înfloriturile mucului și alte forme de manifestare ale minciunii. Aceasta este forța răului care lucrează. Aceasta este neghina care lucrează. Există un aspect care trebuie să înțelegem foarte bine. Cine va propaga minciuna? Întotdeauna o va face un om care trăiește în minciună. Și aceasta este seva neghinii. Pentru că el trăiește în păcat, duce o viață duplicitară, este clientul numărul 1 al psihiatriilor. Paranoic poate să fie. Poate să fie schizofrenic. Împarți lumea în două, fratele meu. Poți fi clientul numărul 1. 80% dintre problemele psihiatrice circulă libere printre noi. Și de-a făcut asta? Nu știați. Îl spun. Ne spune medicina. Dacă vrei curățenie, dacă vrei relații sănătoase, dacă vrei ca Dumnezeu să te binecuvinteze, primește-L pe Iisus în inima ta. De aici începe toată povestea lui de dragoste pentru tine și pentru mine. Din inima ta sunt relații distruse, strânse, nu mai poți ierta, te-ai vrăjmășit cu unul și cu altul. Ai de grijă. Firea pământească rodește din belșug în inima ta și nu ești greu. Ești neghină. Doamne, încă mai este timp. Încă mai este timp și Tu încă știți. Și din cauza aceea spune cuvântul. Dumnezeu face să răsară soarele Său și peste cel bun, la fel ca și peste cel rău. N-am dreptate, poate îmi spune. Gândește-te numai la Cain, iubite frate. Care a fost interesul lui Dumnezeu în momentul și antevergător uciderii fratelui său? A fost să-l înștiințeze. Controlează-te. Nu da voie răului. Bate la ușa inimii tale. Nu lăsa să intre. Astăzi îți spun. Astăzi Hristos îți spune. Bate la inima ta. Deschide-i lui. Închide ușa întotdeauna răului. Nu sta lângă ea. Nu umbla la clanță. Nu negocia. Nu fă târguri cu răul. Ești net. Haideți să vedem dacă există o astfel de dezlegare din partea Cuvântului Lui Dumnezeu și dacă există o legătură între viața celui care trăiește în minciună și minciuna care se propagă cu forță în lăuntrul nostru, în lume. 2 Tesaloniceni, capitolul 2 și versetul 11, ne spune așa. Arătarea lui se va face prin puterea satanei cu tot felul de minuni, de semne și puteri miraculoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină, Dumnezeu îi trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelegiuire, să fie o sândiți. Aici și acum, prin felul tău de viață și de trai, te osândești tu mismo, tu însuți. Dacă Dumnezeu a luat deoparte pe femeie, dacă a luat deoparte pe bărbat, dacă a luat deoparte pe șarpe, în acea zi, și în acea zi mă va lua deoparte, aș vrea să fie deoparte în acea zi un înger. N-ai vrea și lucrul acesta? Să te ia un înger și să te ducă în habarul lui Dumnezeu, în raiul său. Nu care cumva să fiți mulți
și aruncat în focul cel veșnic. Doamne, păzește-ne! Această strategie, după cum vedeți, se mai folosește și în Vechiul Testament. O găsim și în 1 Împărați, capitolul 22, cu versetul 22. Într-un context extraordinar de murdărie și de prefăcătorie, îl găsim în 1 Împărați, capitolul 22, versetul 22. Domnul i-a zis, cum? Unui duc necurat. Voi ieși a răspuns el și voi fi un duc de minciună în gura tuturor prorocilor lui. Doamne și ferește! Unde o prins minciuna? Unde deja era minciuna? Aceasta e esența răului care se penetrează printre noi. Doamne, ferește-ne, păzește-ne de așa ceva în mijlocul nostru. Niciodată nimeni să nu ne înșele, spunea Domnul Iisus Hristos, ca cineva să vă înșele. Nimeni. În lume, biserica trebuie să rămână stâlpul și temelia adevărului. Iar felul în care Dumnezeu însuși a tratat minciuna împotriva Duhului Sfânt, rămâne și azi un exemplu ca să-l înțelegem. Să ne gândim puțin la Anania și Safira. O să-mi spui, bine frate, dar voi au fost atunci. Doamne și ferește dacă ar mai fi să fie și astăzi. Cum spunea cineva, cumva. Păi dacă ar fi să trăim după principiul ochi pentru ochi, cam în 24 de ore majoritatea am rămânea orbi. Dumnezeu totuși are bunătate și nu face în felul ăsta. Nu ne face după nelegerile noastre. Încă. Ne gândim la Anania și Safira. Au fost absolut pe loc exterminați. Acea sămânță n-a putut să cadă pe ei și marea întrebare care rămâne vizibilă și accesibilă pentru fiecare dintre noi în Scripturi, în Fapte, capitolul 5, cu versetul 4, care o pune apostolul, cum de s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu premeditatul. Gândul acela necurat, frecatul acela pe pâini, pe mâini, când stai acolo ascuns și faci planul peste planul, taci, acționezi și după aceea culegi rezultatul. Nu ne putem ascunde de Dumnezeu, fraților. El vede, cunoaște, pătrunde totul. Dorința Lui totdeauna este ca să fim mântuiți, cât de vreme încă mai bate pulsul la inima ta, mai bate pulsul, sângele încă mai pompează. Recunoaște-L pe Cel prea înalt în spatele fiecărei bătăi de inimă. Crezi că El pleacă la culcare? Sau inima asta care o ai în piept îți aparține, nu? Te înșeli. Această inimă ți-a fost dată de Creatorul și numai El are drept de răscumpărare asupra ta. Celălalt, prin minciună, prin corupție, întotdeauna te va trage înspre El. Întotdeauna. Numele celui care dorește să te răscumpere, astăzi ți-l rostesc. Acceptă-L. Iisus Hristos, Domnul. Iată încă un exemplu în Apocalipsa, capitolul 2, cu versetul 20, în care Dumnezeu atenționa ca să se țină în vedere că se merge rău vis-a-vis de o învățătură. Apocalipsa 2, cu versetul 20. Dar iată ce am împotriva ta, dulașca Iezabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe, să amăgească pe robii mei, să se dedea la curvie și să mănânce de lucrurile jertfii de idolilor. Preocuparea, după cum am văzut, permanentă a apostolilor era și totdeauna erau vegheatori, erau atenți la tot ceea ce se întâmpla în exteriorul lor. Intrase efectiv și frica aceea pe care noi astăzi prea puțin, poate nu mai avem, o frică pur și simplu de Dumnezeu, sănătoasă și binefăcătoare Duhului. Reverența aceea nu mai exista. Atunci Dumnezeu atenționează, nu-i bine, du-te acolo și spune-le, învățătura nu este bună. Minciuna s-a instalat. Aș dori ca aceste descoperiri să fie prezente și astăzi în jocul nostru. Și o să vedem că această minciună care se instalează în oameni, în oamenii neascultători, generează erezia. Ereziile au distrus biserici. Ereziile distrug biserici. Baza celor care fac sfărâmarea unei biserici, separarea bisericilor, baza, cei mulți, nu vorbesc despre trezirea în sine spirituală. Sunt oamenii de care Scriptura spune care trăiesc în poftele lor și dau naștere la dezbinări.
Acest lucru nu trebuie să se întâmple în acest veac. N-ar trebui să se întâmple dacă s-ar veghea asupra adevărului. Dacă s-ar vorbi numai adevărul, diavolul cunoaște un tertip. Și anume, dacă omul apucă să se încreadă în neprihănirea lui și dacă omul apucă să stea în sine, de vorbă cu sine însuși, omul apucă de să crede Dumnezeu. Prima sămânță aruncată este în grădina Edenului. Da, ar fi fain. Acționează. Să fie El ca Dumnezeu. Acționează. Normal că acționează. Era o ispită extraordinar de mare. Dar cuvântul lui Dumnezeu era clar. Nu te atinge. În clipa când te vei atinge de soapei mâncanile, vei mori negreșit. Acum trebuie să știm un lucru. Că această strategie este prezentă. Când dialoghezi cu tine însuți, pe un alt limbaj, în afară de limbajul lui Dumnezeu, iau naște toate rezile. Toate rezile. Găsim, de exemplu, până în secolul 2 după Hristos, deja ereziile erau împrăștiate, apostolii adorm în Domn, mor. Apostolul Ioan moare în jurul anului 96 după Hristos. Și atunci o mare depresie, să o numesc așa, se lasă în sânul bisericii. Ei deja au lăsat urmașii ca să ducă mai departe cuvântul. Dar venise din spate un val și o forță a firescului extraordinar de mare. Găsim deja petrecută acea dezbinare despre care se vorbea în Corinteni, deja se petrecuse. Și Clement din Roma și scrie deja o scrisoare ca acea dezbinare să fie condamnată. Rămâne deja în istorie ca prima scrisoare scrisă între biserici. În 2 Corinteni, capitolul 12 și versetul, de la versetul 12 până la versetul 21, 2 Corinteni, capitolul 12, găsim următorul aspect. De la versetul 20 până la versetul 21. Fiindcă mă tem că nu cumva la venirea mea să vă găsesc așa cum n-aș vrea să vă găsesc și eu însumi să fiu găsit de voi așa cum n-ați vrea. Mă tem să nu găsesc gâlceavă, pismă, mânii, dezbinări, vorbit de rău, bârfeli, îngânfări, tulburări. Mă tem ca la venirea mea la voi să nu mă smerească din nou Dumnezeul meu cu privire la voi și să trebuiască să plâng pe mulți din cei ce au păcătuit mai înainte și nu s-au pocăit de necurăția, curvia și smurgăciune pe care le-au făcut. Lepăsat, să știți. Lepăsat de orice problemă și nemeteahnă care intervenise în popor. Ba, din contră, găsești la un moment dat doi inși a căror trup au fost date pe mâna lui Satan. Trupuri au fost date pe mâna lui Satan. Pentru ca, virgula acolo spune foarte clar, pentru ca duhurile lor să nu se piardă în ziua lui Dumnezeu, ziua mare a cercetării, să nu se piardă. Astăzi există un tablou foarte asemănător. În momentul în care firea asta pământească apucă de comandă și este permisă în interiorul bisericii, adunării să o numesc mai precis, această fire se manifestă și trăiește lângă greu. Tot timpul îi place să ia din seva care cade și lângă greu, care de fapt era rezervată greu. Îi crește mai încet greu. Dar el tot timpul se mulțumește și cu puțină apă. Lui nu-i trebuie multă rugăciune. Ce mai atâta rugăciune, frate? Greu în fața lui de creștere a nevoie teribilă de apă. Nu crește fără apă. Că vine vremea caldului și a lipsei de apă, e clar, greu deja e mare, și stă în prezența lui Dumnezeu cercetat din alte și alte motive. El totuși se roagă, dar știi cum se roagă greu atunci? Ai văzut spicul de greu plin și greu cum stă cu capul plecat înaintea Tatălui? Tot timpul stă plecat. Ăsta e greu binecuvântat, ăsta e copilul lui Dumnezeu, frate și soră. În vremuri grele, când ești blestemat, când ești scuipat, hulit, trădat, înjosit, nu-și schimbă poziția. Nu-și schimbă niciodată poziția. Dacă au mai fost altă oară exemple în care îngerii au intervenit pentru salvarea omului, da, amintiți-vă de Sodoma și Gomora, în care îngerii au intervenit pentru salvarea celor Lot și toată familia lui. Ne amintim, nu? Ne mai amintim și de Iisus. În momentul în care îngerii sunt prezenți.
Această lucrare este rezervată îngerilor, dar până atunci există o lucrare care trebuie să o facem noi. Și această lucrare este ca să ne rugăm pentru cei ce ne prigonesc. Să ne rugăm și să descoperim și să ne redescoperim adevărata fațeta dragostei în inimile noastre pe care Iisus a lăsat. Exemplul Lui în viața noastră este cel mai important. În momentul în care apare acest orgoliu al firii pământești, în momentul în care apare acest orgoliu, este foarte, foarte important ca să remarcăm un lucru. Apar, după cum am văzut, schismele, rupturile. Și toate aceste rupturi aduc cu sine noi reguli, care până la urmă se dovedesc a fi de o bârșie umană, care conțin învățătură firească, conțin codexuri religioase, canoane și o mulțime de alte reguli care nu și-au absolut rădăcina în Dumnezeu, în Cuvântul Său. După cum am văzut, toate pornesc și au o unică și o unică axiomă, o unică axă. Și aceasta este trăirea în minciună. Să ne amintim despre răspunsul firesc al fariseilor, după ce legea s-a dat, 700, aproape 700 de alte legi care erau respectate cu strictețe și care nici măcar n-aveau nicio legătură cu ceea ce Biblia spusese. Adică, trăind în minciună, îți reușești să-ți faci niște legi pe bunul tău plac ca păcatul pe care îl ai și din care te alimentezi să te satisfacă și să continui mai departe. Este o lucrare de imitație. O lucrare de imitație și de ispășire, de imitație. O auto-înșelare pe care Scriptura o numește. Nu vă înșelați singuri. Aceasta, până la urmă, a dus la orbirea Israelului. Astăzi, din nou, după ce Iisus Hristos a apărut, răspunsul firii pământești a fost asemănător. La scurtă vreme a apărut Cutăresul. Trebuie făcut asta, mai trebuie făcut asta, mai trebuie făcut asta. Celelalte iară să le punem într-un pachet de legi și canoane și le mai facem și astealalte. Dar te-ai gândit o clipă care era o bârșie a lor, se mai găsesc scrise în Scripturi, duc țintă la Scripturi, în învățătura lor? Oare astăzi tot ceea ce noi facem, sau ceea ce facem, comportamentul nostru și așa mai departe, au fundament în Scripturi? Comportamentul care se vede vizibil, mă refer exterior, iar mai apoi cel interior, unde pleacă, de fapt, izvorul vieții. Cum spune cuvântul, păzește-ți, fiule, inima mai mult ca orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Ăla este teritoriul cel mai important pe care Iisus Hristos dorește să-l câștige. Inima ta și inima mea. În Filipeni, capitolul 3, cu versetul 9, se spune clar, și să fiu găsit în el, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință. Sau Roman, capitolul 10, cu versetul 3, pentru că, întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Canoane, după cum am văzut, legi, tradiții, porunci, codexul împânzesc și astăzi adunări care proclam pe Hristos ca Domn. Dar toate acestea sunt de origine umană și se succesionează, după cum am văzut și după cum istoria ne arată, din neam în neam, înaintind în felul acesta în necinstirea lui Dumnezeu și permițând păcatul să se manifeste ca la el acasă. În Eclesiast, capitolul 7, cu versetul 16, versetul 16 și 17, ni se spune așa. Nu vrea de prea neprihănit, nu te arăta prea înțelepți, pentru ca să te pierzi, pentru ce să te pierzi singur? Pentru ce să te pierzi singur? Nu fii prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept. Pentru ce vrei să te pierzi singur? Acesta este stilul de rătăcire care se practică cel mai des. Aici știi cum e? Dacă nu înțelegi cuvântul lui Dumnezeu, lași ca litera să te omoare efectiv. Aici te poți freca pe mâini dacă stai în păcat și zici, măi, mă ridic încă mai strec o rugă. Mă mai duc, mai beau și una, mă mai duc și dincolo, mai fac și alta, că doar clar spune cuvântul, nu fii prea neprihănit. Nu, nu am nicio problemă. Aici Dumnezeu ne arată foarte clar că există o doză, există o măsură și o proporție a neprihănirii. Neprihănirea, după cum am văzut în Luca, capitolul 1, legea considera pe cel ce păzea fără pată, legea considera neprihănit. S-a citit, adineauri.
cum a citit fratele. Exista un cadru, în momentul în care acest cadru se depășea, fie să scotea o poruncă, fie să punea încă una sau 700, după cum am văzut, deja se vorbește de ceva extra, peste. Aceasta înseamnă să fii prea neprihănit. Aceasta înseamnă, frate. Iar din nou când mă întorc și mă gândesc la partea cealaltă a vieții bisericești, care puneau înainte tot soiul de reguli, iarăși vă spun, asta înseamnă să fii prea neprihănit. Când rămâi în cuvântul lui Dumnezeu și rămâi la ceea ce spune legea lui Dumnezeu, nu ai cum să te rătăcești. 1 Corinteni, capitolul 30, versetul 31. Mi se spune așa, și voi prin El sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire și răscumpărare, pentru ca după cum este scris cine se laudă, să se laudă în Domnul. Iată răspunsul. El, Iisus Hristos, a fost făcut înțelepciune și neprihănire. Iar dacă îl ai pe El în inima ta și trăiești cuvântul lui Dumnezeu, atunci El este proslăvit, nu tu. Cine să se laude, să se laude în Domnul care lucrează în noi în chip minunat. Slăvit să-i fie numele. Spune cuvântul că ce seamănă omul acela va fi secerat. Cine seamănă în firea pământească va secera din firea pământească. Putrezirea, dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viața veșnică. Iar mai apoi am să completez cu Roman, capitolul 8, versetul 12. Așadar, noi nu mai suntem datori nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Precum neghina în final, sigur se va muri, frații. Dar, dacă trăiți după îndemnurile Duhului și faceți prin Duhul se face să moară faptele trupului, veți trăi precum boabele de grâu și spicele coapte din această seară, în final. Căci toți sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Ce înțelegem în această seară? Sau ce am înțeles? Cu ce plecăm noi acasă de aici? Că prin grâu culce dulceața și exemplul Domnului Iisus Hristos. Că merită să-L ai în inima ta. Că prin grâu ce să mai înțelege? Să mai înțelege suferință. Să mai înțelege un proces de coacere care sigur doare, care apasă, creează presiune. Apoi răbdare și capete plecate rugăciune precum spicile coapte. Și bine aplicate în jos, în închinarea dreptului Creator care ne-a făcut pe fiecare. Ce înțelegem prin neghină? Neghina este cea care aduce cu sine discordia. Aduce cu sine minciuna, duplicitatea, imitația ieftină, fățărnicia, lăudăroșia, compromisul, viciu, erezia și până la urmă păcat și ură. Este un izvor tulbure care generează păcat după păcat și tot felul de fapte rele. Astăzi Hristos îți vorbește. Acceptă-L în inima ta. Dacă încă mai găsești zeamă străină care curge și duce în fapta ta la rănirea celuilalt, este un moment de cumpănă. Este un moment de respiro în care ți se spune oprește-te și acceptă mesajul meu. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Așa se naște Dumnezeu. Amin. Amin.